Bun găsit, dragilor! Mi-am făcut o intrare... Deci, practic, doi coceni. Practic, doi coceni. Mi-a căzut și cercelul. S-au râs de noi. Am ajutat, da, Regina, dar măcar noi am făcut ceva. Ei au stat ambii la masă. Moris a superb de altfel. Moris l-a convins pe rege să stea și el aici. Eu nu cred că regele poate fi convins. Crezând așa, că avem și noi la ce să ne uităm, da. Crezând că au la ce să se uite. Păi ia stați așa și pregătiți-vă că vă dau eu la ce să vă uitați. Avem o ediție tare interesantă astăzi și un anunț extrem de important de făcut, însă toate la timpul lor. Propun deocamdată să vedem celebritățile. Bun găsit, fetelor! Bună seara! Doamne, una mai frumoasă decât alta. Mă bucur tare mult că suntem din nou împreună. Însă, nu în formulă completă. După cum bine puteți vedea, cineva lipsește din rândul concurentelor. Au! Calina nu se află aici. Iar asta înseamnă că am de făcut un anunț foarte important. Concurenta Calina Dumitrescu a refuzat să mai participe la emisiunea noastră din motive personale. Iar asta înseamnă că începând din acest moment, Calina Dumitrescu nu mai este concurentă și nu mai face parte din show-ul Bravo I Still Celebrities. Este o mare nedreptate ce se întâmplă. Nu am de ce să mă tratez. Este ultima dată. Voi fi venit săptămâna viitoare în costum de dinozaur și o să mă dea afară 100%. Da? Da, e! Da, e! Și de acolo a fost mai interesant. Aici, cu care eu nu sunt de acord. Ce? Nu am de ce să mai vin? Nu am de ce să mai vin să... Da, mă, dar nu am de ce să vin să mă umilesc pe degeaba, că așa are chef X și Y. Mai nu, mai pe ce facem aici de la prima poziție? M-ai dus aici? Nu mai joc, tata, nu mai joc, mă stresez, mă îmbolnăvesc. Am alte chestii de făcut. Băi, ideea sunt niște chestii pe față, că tu nu vorbești, eu vorbesc. Calina, eu sunt pe același loc cu Bia, serios. Ieșite din comun. Știi ce nu înțelegi? Că și dacă vorbești, dar nu vorbești. Când am atitudine, n-am ținută, când am ținută, n-am atitudine. Serios, ar trebui să mă... E un show! Nu e pe față, la mine și s-a întâmplat asta. E pe față, iar eu m-am supărat. Trebuie să suporte consecințele, Ilinca. Te văd cu zâmbetul pe buze, Andreea. Normal. Ești fericită? Dar ce vrei să plâng sau cum, că nu înțeleg, trebuie să plâng? Nu, doar că te văd că zâmbești și de-aia te întreb. Eu consider că... imaturitatea și-a spus cuvântul. În locul ei nu aș fi făcut așa ceva niciodată. Mai ales în situația în care mama ei totuși este o persoană publică. Se ocupă cu moda. Hai mă, despre ce vorbim? Lăsați-mă cu persoanele publice. Nu știu, eu așa zic. Că ar fi trebuit să se gândească mai bine înainte să se pună într-o postură care nu-i face cinste. Trebuia să aibă cei 7 ani de acasă și după aia trebuia să vină la Bravo I Still Celebrity. Andreea, eu cred că toată lumea de vedere, Ilinca, are cei 7 ani de acasă. Și o să mi-l duc până în pânzele albe. Sunt de acord, dar datoria mea e să-ți atrag atenția atunci când simt eu că este cazul. Ocupați loc, fetelor. Eu nu ocup. De ce? Am o foarte mare problemă. Aha. Aș vrea să întreb persoanele care poartă papuci de genul acesta. Cum faci când transpir? Că mie acum mi s-au dus picioarele ca pe topogan. Păi uite, ocup loc.
Okay. Și aștept să se relaxeze piciorușele puțin. Vreau să le aerisesc puțin. Nu, mai că te-am văzut tot timpul făcând asta și e oribil. Eu pe cuvânt, o singură dată m-am descălțat. Nu, te-ai descălțat de mai multe ori. Pe cuvânt, o dată s-am ochii pe picioarele tale ca pe butelie. Asta înseamnă mai multe decât că ochii pe tine ca pe butelie. Chiar în ultima emisiune ai făcut asta. Păi da, da, atunci, că nu mai puteam, mă tăiaseră. Tot timpul faci asta, nu? Nu-i adevărat. Ba da. Bine, trecând peste asta și revenind la Calina. Oricum e un compliment că vă uitați la mine. Exact. Dea, tu erai mai apropiată de Calina. Da, eu am vorbit și ieri cu Calina la telefon. I-am zis să se gândească foarte bine. Pentru că s-a mai întâmplat o dată treaba asta. Eu eram perfect convinsă până în ultimul moment că o să vină. Mai mult, nu știu ce să zic. Îmi pare rău de ea. Dar decizia ei, cum ți se pare? Nu știu, cu toții avem motivele noastre la un moment dat. Adică ar fi culmea să zic tocmai eu asta. Eu n-am ales să plec, efectiv. Nu știu, mi se pare delicată situația. Ea știe cel mai bine ce gândește. Îmi pare rău de ea, era o concurentă foarte puternică. Eu am spus-o peste tot, inclusiv pe Instagram, cercul meu de prieteni, peste tot. Și mi se pare pentru vârsta ei că face o treabă foarte bună. Bun, asta punem pânzele albe. Este cea mai obraznică dintre noi toate de aici. Punct. Îmi asum și o să spun până când o să vreau eu. Până când telespectatorii de acasă o să vad, nu știu dacă o să-și dea seama, dar credeți-mă, când se închideau camerele, vorbea foarte urât, țipa și făcea extrem de urât. Eu nu accept așa ceva. Hai măi, Andreea. Nu, te rog. Nu e cazul să vorbim, mai ales acum nu e aici să se apere. Chiar eu mi-asum chestia asta. Este parte din generația asta. Răutatea și invidia există, dragile mele. Asta că nu vrem să apărem cu ea în fața telespectatorilor sau în fața juraților, este altceva. Dar se vede și se simte. Bine, eu am spus-o de foarte multe ori că probabil la 21 de ani eram mai agitată. Adică chiar nu mi se pare. Calina, repet, mi s-a părut-o. Exact, cred că e foarte greu să gestionezi chestiile astea personale plus... În momentul în care tu ai foarte mare încredere în ce faci și nu ți se pare corect să, mă rog, vrei să fii apreciat și nu poți să treci peste ideea de show de televiziune, dar mi se pare că era o lecție pe care la vârsta asta era bine să o învețe și cu siguranță Calina ar fi ajuns foarte departe în aceste emisii, da, și da. Mi se pare că ea a pierdut. Aș avea și o întrebare vis-a-vis de toate, așa, adică știu că nu este Calina aceea și nu putem să... Mă rog, vorbim în lipsa ei, dar mă rog, de ce nu putem? De ce n-am putea? Păi poate ne vină... Calina, vi se pare că a fost nedreptățită pe parcursul acestei competiții sau vreuna dintre voi? Vi se pare că noi facem vreo nedreptate? Uite, nu, din contră. Mi s-a părut din contră. Ea rezonează oarecum cu motivele care... Pe anumite momente, da, uite, adică, o să dezvolt dacă... Din contră, mi s-a părut chiar că a fost apreciată la... La maxim. La maxim. Da, și uite, spre exemplu, domnul Botezatu, pe care, să zicem că l-a enervat de mai multe ori, că a avut anumite replici, cu toate astea omul i-a spus: băi, te cunosc de când erai burta mamei tale și ca copilul meu, ca și copilul meu. Adică mie chestia asta mi s-a părut o replică foarte drăguță. Adică mi-aș fi dorit să-mi spună mie, dar nu, mi-aș fi dorit să-mi spui: ești ca soția mea. Dar asta închid paranteza. Adică, în timp. Da, în timp. Adică mi s-a părut a fi mai mult decât, cum să zic, apreciată. Mi s-a părut chiar iubită, știi? Da. Dar a fost apreciată, a fost foarte apreciată de noi în juriu și eu ați văzut că m-am certat toată cu ea foarte rău. Da. Ea și atunci a vrut să plece, după care am vorbit cu ea în particular și cu Catinca, care mi-e foarte bună prietenă. I-am spus că asta este o competiție foarte grea, este o competiție foarte serioasă și eu știam o luptătoare. Nu știu acum care sunt motivele adevărate pentru care ea a plecat, dar îmi pare foarte rău pentru că, într-adevăr, putea fi una din finaliste și poate, de ce nu, câștigătoare. Dar cu un astfel de spirit, cum să spun, de jumanfișist, cu o... nu mai văd luptătoarea din ea. Da, corect. Da, eu aș fi pentru titlu. Și, da, punctul de vedere al Cristinei, pentru că ea a spus că rezonat de foarte mult... Nu cu foarte multe, cu anumite momente, ea s-a enervat strict în gală. Așa. Că a durut-o foarte tare că ce a purtat. Ea a fost apreciat cam la aceeași valoare cu ce a purtat Biarus sau poate mai puțin, nu mai țin minte notele exacte care au fost. Și aici pot să înțeleg revolta, dar nu într-atât încât să plece și să renunțe... Toate cred că am simțit sau... De ce poți să înțelegi revolta? Stai o secundă, Dea, de ce poți să înțelegi revolta?
Nu de ea. Cristina. Da, este părerea mea, poate fi subiectivă. Mie, din punctul meu de vedere, a avut o ținută mai bună decât Biarus. Bine, hai că vă zic eu atât. Atunci, dacă vrei, deși Calina nu este aici, dacă vrei să o încheiem așa într-un cerc, pentru că trebuie încheiată oricum, era vag mai bună ținuta Biei Rus decât ținuta Calinei din gala trecută. De ok. Fapt. Eu am altă părere. E bine, am spus că părerea mea. Te rog, Raluca, repede. Eu suspectez că a intervenit o distorsiune a unui degajament între ea și diverse prietene de lei de la care își lua haine și cred că... Nu-i mai dau, Raluca. Pentru că și cu acele fete a fost foarte obraznic. Ok, haide că n-are rost. A plecat și a asumat păcat de ea. Drum bun.